ce să primesc amendă? Nu mă fi urgent. Păi, dacă nu știți, nu vă filmez fața. Da, și vă să-mi spui numele tău? Da, să-mi spui numele tău, te rog. Să știu că cine vorbesc. Vezi pe procesul verbal, că nu vreau să ne filmez fața. Păi nu-ți filmez fața deloc. O să vezi numele meu pe procesul verbal, da? Bine, dar vreau să știu cu cine vorbesc. Că nu vreau să vorbesc. Păi așa e legea. Dă-ți buletinul. Și acum îmi spuneți cu cine vorbesc? Bine, dar eu ți-am spus mai tot când am luat ce fi video, când ai tu cheful, eu nu trebuie să mă prezint în filmare, te-ai înțeles? Păi nu te-ai prezentat deloc. Nu m-am prezentat, dar am vorbit la persoana de aia sau la o persoană altă. Îmi pare rău, dar da? Mă luați pe nedrept. Cu ce te-am luat pe nedrept? Păi am declarație, n-am încălcat drumul cu nimic, n-am făcut absolut nimic. Eu te întreb pe tine, țigările și chipsuri. Păi și carne și sunt trestul, apă, nu trebuie să-mi iau.
povestește-mi, te rog frumos, procesul verbal. Am zis că a fost depistat circulând pe jos, pe calea Unirii, în Satul Păunești, fără a fi putea identifica complet motivul prezenței sale la locul și data sus menționată, încălcând prevederile articolului 4.3 permit 2020, fără să aibă motiv temeinic și justificativ privind prezența sa. Și te rog frumos, de ce ai scris acolo că nu am avut declarație pe propria răspundere? Păi vreau să-mi arăți. O am pe telefon. Păi vreau să-mi ți-am arăți arătat. Fizic. Ăla nu-i motiv nu temeinic. Există fizic, dacă am site-ul pe ai telefon menționat? De la ordonanța militară. Ai da, că a spus o minciună, că nu am declarație pe propria răspundere eu când spus, eu am declarație. Să mergi la magazin sau nu la se poate așa ceva. De 3 ori pe zi. Nu am mers decât o singură dată. Nu se poate așa ceva. Și nu am zis că îmi cumpăr țigări. Semnezi procesul verbal sau nu? Procesul ăsta verbal e o minciună. Semnezi sau nu, ca să știu ce scrie aici. De ce ați mințit acolo? Semnezi procesul verbal sau nu? De ce scrieți la mențiune? Deci refuz, da? De ce ați mințit? Cât mi-a dat? Cât mi-a dat amendă? Păi încă nu am stabilit. Eu te întreb dacă îl semnezi sau nu. Ați mințit acolo. Eu te întreb dacă semnezi procesul verbal. Și n-ați vrut să-mi spuneți. V-am spus să-mi citiți eu procesul spus verbal. Eu te-am la țigări nu e motiv temeinic. Încearcă să nu mai... Am citit? Te-am prins pe stradă și alaltăieri și tot. Nu e adevărat, m-ați prins pe stradă. M-ați prins pe stradă când am mers la clinică și m-a spus să sun pe domnul deci, doctor. Deci semnezi sau nu semnezi? Atunci am avut declarație la fel. Semnezi sau nu semnezi? De ce atunci n-am primit amendă și acum primesc amendă? Ai fost la mine. Da, de ce scrie pe procesul verbal că eu nu am declarație asupra mea? Declarație. O am pe telefon online.